Bine ați revenit! Se vorbește azi foarte mult despre încălzirea globală și despre efectele ei nefaste. Unul dintre aceste efecte este creșterea nivelului oceanului planetar. Auzim toată ziua că nivelul oceanului planetar crește pentru că se topesc cantități imense de gheață. Numai că lucrurile sunt un pic mai complicate decât par și topirea gheții nu este singurul fenomen care duce la creșterea nivelului oceanului planetar, așa că m-am hotărât să vorbesc despre acest fenomen în seria Lumea nu este cum crezi. Dar întâi vreau să lămuresc ceva. În legătură cu orice fenomen există sceptici. Mai nou, scepticismul se manifestă de multe ori în relație cu teoria conspirației. Așa e la modă. Nici nu-i nevoie, cred să spun, că există oameni care nu cred că există încălzire globală, iar mulți dintre ei cred în plus că cineva, un grup, o organizație încearcă să-i manipuleze, dar că de fapt acest fenomen nu există. Din păcate, încălzirea globală există. Aici puteți vedea un grafic al variației temperaturii medii la suprafața Pământului, bazat pe date pe care le poate verifica oricine, pentru că sunt datele oferite de stațiile meteorologice de-a lungul a în jur de 150 de ani și e cam greu de crezut că toate au fost alterate la comanda cuiva și exact în felul în care ar da un astfel de grafic. Sigur, unii vor spune acum că faptul că fenomenul există nu este o dovadă că este provocat de activitatea umană. Poate că nu e provocat în întregime de activitatea umană, dar contribuția omului, adică factorul antropic, este incontestabilă. Efectul de seră provocat de dioxidul de carbon, metan și alte gaze, defrișările, agricultura intensivă și alți factori sunt foarte bine studiați și concluziile sunt clare. În ultima perioadă, activitatea umană este principala cauză a încălzirii globale. Acest grafic arată variația temperaturii medii, de aceea temperatura de referință este notată cu zero. Poate vă întrebați de ce graficul nu arată temperatura medie a planetei. Pentru că această temperatură poate fi definită în moduri diferite și cu semnificații diferite. Cea mai acceptată metodă de calcul pentru temperatura medie a planetei ne dă o valoare în jur de 14 grade. Dar așa cum am spus, există mai multe moduri de a calcula această temperatură medie. Putem, în schimb, să ne punem mai ușor de acord în privința modului în care urmărim variația temperaturii medii a planetei și asta ne arată acest grafic. Și după cum vedeți, înainte de Revoluția Industrială, temperatura medie a planetei a fost relativ constantă, dar în ultimii 100 de ani a crescut aproape tot timpul, iar în ultimii 50 de ani creșterea este permanentă și tot mai rapidă. Această creștere a temperaturii produce, după cum se știe, topirea unor cantități foarte mari de gheață, iar apa rezultată în urma acestei topiri ajunge în Oceanul Planetar. Și toată lumea a auzit că această topire a gheții are ca efect creșterea nivelului oceanului planetar, dar așa cum v-am spus, lucrurile sunt mai complicate decât par și există două concepții greșite legate de acest fenomen și acest lucru m-a determinat să fac acest videoclip. Să vedem care sunt cele două concepții greșite. Prima este aceea că orice gheață care se topește duce la creșterea nivelului oceanului planetar, iar a doua este aceea că topirea gheții este singurul fenomen care are acest efect. Să le luăm pe rând. Gheața de pe planeta noastră poate fi clasificată în două categorii în funcție de locul în care se găsește. Avem odată gheața care plutește pe apa mărilor și oceanelor, și apoi gheața care se găsește pe uscat. În prima categorie intră în primul rând gheața care formează banchiza polului nord, adică gheața din zona arctică. Există, e drept, și gheață în jurul Antarcticii, care plutește iarna, dar vara această gheață se topește, așa că acolo e vorba despre un fenomen ciclic anual.
Am pus în videoclipul nivelul apei întrebarea ce se întâmplă cu apa dintr-un pahar plin în care plutește o bucată de gheață atunci când gheața se topește. Și am explicat în următorul material videoclip din serie cu titlul Mesaj pentru extraterestri că nivelul apei în pahar nu crește, nu curge apă din pahar. Nu voi explica încă o dată acest lucru aici, îi rog pe cei care nu știu de ce să urmărească explicația din aceste două videoclipuri. Același lucru este adevărat în cazul masei enorme de gheață care plutește pe apa mărilor și oceanelor. Topirea acesteia nu afectează nivelul oceanului planetar, tocmai pentru că această gheață plutește și dezlocuiește deja o cantitate de apă egală cu apa care rezultă prin topirea acestei mase de gheață. Ca să preîntâmpin unele comentarii ale celor cărora le place să observe lucrurile neesențiale, voi face o precizare. De fapt, dacă ținem seama de faptul că gheața care formează banchiza de gheață, gheața care plutește pe mările și oceanele lumii, este în cea mai mare parte formată din apă dulce, nu conține aproape deloc sare, iar când se topește devine apă sărată, deoarece se amestecă cu apa sărată a oceanului, se produce o mică creștere a nivelului apei și veți înțelege de ce dacă veți urmări explicația din videoclipul despre care v-am vorbit. Dar calculele arată că în cazul în care s-ar topi toată gheața care plutește, nivelul oceanului planetar ar crește cu doar câțiva centimetri, cam 4 centimetri. Adică ar fi o creștere, după cum veți vedea, cu totul neglijabilă față de creșterea totală care ar avea loc din cauza încălzirii globale. Acum s-ar putea să vă întrebați de ce este nesărată gheața care plutește pe apele oceanelor și mărilor. Există două motive principale. Unul este acela că apa îngheață la suprafață și după ce se formează gheața, sarea este îndepărtată prin formarea cristalelor. Așa că gheața, care este mai veche, nu mai conține aproape deloc sare. Altul este acela că după ce se formează un strat de gheață la suprafața apei, ninsorile care cad pe el formează alte și alte straturi de gheață, iar fulgii de zăpadă nu conțin sare, sunt apă dulce înghețată. Deci până la urmă, și topirea gheții care plutește este o cauză a creșterii nivelului apei, dar contribuția acestui factor este neglijabilă și vă veți convinge de asta imediat. Acum să trecem la gheața care se găsește pe uscat. Cele mai mari cantități se găsesc în Antarctica și Groenlanda, dar există și pe continente, în zonele înalte, zonele de munte, foarte multă gheață, foarte mulți ghețari. Aceasta este gheața a cărei topire duce la creșterea semnificativă a nivelului oceanului planetar, pentru că apa care rezultă prin topirea ei ajunge până la urmă în ocean. Calculele arată că dacă s-ar topi toată această gheață, nivelul oceanului planetar ar crește cu 60 până la 70 de metri. Puteți vedea aici cum ar arăta harta fizică a planetei în urma unei astfel de creșteri. Se vede că mari întinderi de uscat din America de Sud, Australia, Nordul Asiei și Europei ar dispărea. Ca să nu mai vorbim de felul în care s-ar modifica coastele marine și oceanice de peste tot. Ar fi o situație dezastruoasă. Dar, așa cum v-am mai spus, există încă un factor care duce la creșterea nivelului apei, despre care nu se vorbește aproape deloc, deși nu este neglijabil și face ca lucrurile să fie și mai grave. Acest factor este dilatarea apei. Apa prezintă o anomalie legată de dilatare, având densitatea cea mai mare la aproximativ 4 grade Celsius și nu la 0 grade Celsius, așa cum ne-am aștepta. Dacă vreți să știți mai multe despre acest lucru, puteți urmări cursul al 9-lea de termodinamică. Acolo, începând cu minutul 14, vorbesc despre această anomalie.
Dar cel puțin jumătate din apa oceanului planetar are temperatura peste 4 grade, iar pentru temperatura medie a acestei cantități uriașe de apă, coeficientul de dilatare în volum este pozitiv și are valoarea aproximativă de 207 ori 10 la minus 6 grad la minus 1. Și asta ne arată că apa își mărește volumul dacă este încălzită, se dilată. Măsurătorile arată că mai bine de 90% din căldura care se acumulează prin efectul de seră în atmosferă este absorbită de apa mărilor și oceanelor, iar creșterea temperaturii apei produce dilatarea ei și deci și creșterea nivelului oceanului planetar. Nu voi intra în domeniul calculelor, materialele din această serie sunt destinate popularizării științei, dar gândiți-vă în felul următor. Dacă apa dintr-un pahar se încălzește, creșterea volumului și nivelului ei este extrem de mică, nu o putem observa, ba chiar ar trebui aparate foarte, foarte sensibile ca să poată să pună în evidență această creștere a volumului. Dar dacă temperatura apei dintr-o cisternă care conține tone de apă crește, atunci dilatarea este deja observabilă, trebuie să ținem seama de ea. Și acum gândiți-vă că volumul de apă din oceanul planetar este imens față de volumul oricărei cisterne, iar adâncimea medie este de peste 3,7 km. Din cauza acestui volum imens, de peste 1,3 miliarde de kilometri cubi, o creștere chiar mică a temperaturii produce variații mari în volumul apei și deci și în nivelul apei. Așa se face că, după cele mai multe estimări, dilatarea apei oceanului planetar este responsabilă de în jur de 40% din creșterea nivelului apei din ultima sută de ani. Și acum, dacă ne gândim la viitorul mai îndepărtat și adăugăm și acest efect la cei 60-70 de metri de creștere a nivelului apei datorită topirii gheții, vă dați seama de consecințele catastrofale pe care le poate avea încălzirea globală asupra nivelului oceanului planetar. În ultimii ani, acest nivel a crescut cu peste 3,5 mm pe an și această creștere este accelerată, iar acest fenomen reprezintă doar una dintre consecințele nefaste ale încălzirii globale. Cea mai importantă cauză a încălzirii globale este poluarea atmosferei cu gaze cu efect de seră, gaze care apar în procesele prin care obținem energie și hrană. Așa că trebuie să extindem cercetările pentru obținerea nepoluantă a energiei, dar nu încercând să încălcăm legile naturii, deoarece așa nu ajungem nicăieri. Legile naturii n-a reușit nimeni să le încalce și nu va reuși nimeni niciodată. Nu vom rezolva problema energiei încercând să realizăm dispozitive care produc energie electrică din nimic, pentru că astfel de dispozitive nu pot funcționa. Dar există destulă energie în jurul nostru, solară, eoliană, nucleară, hidroenergie și altele. Trebuie doar să învățăm să transformăm această energie în energie electrică, poluând cât mai puțin. Și ca să reușim acest lucru, trebuie să înțelegem și să folosim legile naturii, adică să învățăm matematică, fizică și chimie și să investim bani în cercetare pentru a aplica ceea ce am învățat în tehnologie. Dacă ați crezut că toată gheața de pe această planetă care se topește duce la creșterea nivelului oceanului planetar și că topirea gheții este singurul factor care are acest efect, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!